Bună, fetelor! Astăzi m-am întors cu un tutorial de machiaj pentru voi, care ar putea să fie foarte bine și un machiaj brighter de mireasă, că tot este sezon. Și zic să nu mai stăm la pălăvrăgeli și să-i dăm drumul. Ăsta o să fie un tutorial talk-through, pentru că v-ați plâns că toate celelalte erau prea scurte, așa că o să vedeți cât de lung o să fie ăsta. Pentru că mi-e extrem de cald, am decis să împrind părul. Și hai să trecem la treabă. M-am demachiat, mi-am hidratat tenul, așa că mai departe o să trecem direct la o bază de machiaj și un fond de ten. Eu o să folosesc primerul ăsta de la NYX, care se numește Pore Filler. Asta este o variantă de travel size, deci mai mică, există și o variantă mai mare, iar ăsta ce face este să-mi dea efectul de ten airbrush, adică să nu se mai vadă porii atât de dilatați cum i-am eu. Eu îl pun direct cu mâna pe tenul meu, însă voi dacă aveți făcut un machiaj pe o clientă, vă sfătuiesc să-l puneți cu pensula și nu cu mâna, că s-ar putea să se supere. Iar ca fond de ten eu am să folosesc Naked Skin de la Urban Decay One and Done Hybrid Complexion Perfector SPF 20 în nuanța Medium Light. Așez fondul de ten prin mișcări de tapătare pentru că vreau să îl așez pe ten și vreau să obțin o acoperire cât mai mare. Acum o să folosesc paleta asta de la Sephora, care se numește Color Correction, paleta în sine, și este o paletă, imediat vă arăt, cu 4 nuanțe de concealer, sau mă rog, de corector de culoare, 2 corectori de culoare și 2 concealere. Și ea este o paletă nouă, din câte știu eu, face parte din colecția de toamnă de la Sephora. Am primit-o de câteva zile, așa că zic să o testăm împreună. Îmi iau spatula și o să combin aceste două culori. Iau câte puțin fiecare, pentru că atenție, cred că sunt undeva la jumătate. Le pun pe mână și aici le și amestec. Nu există un miros care să deranjeze. Și o să iau pensulica asta, pe care cred că o găsiți, are un fel de părpea, pe care o găsiți în Naked Smoky. Și întâi eu iau cu o parte micuță și vin să-mi colorez punctul alb unde am o imperfecțiune. Deci în partea asta laterală, pe lângă faptul că simt că nu mai scap de coșuri și știu deja am o grămadă de tratamente încercate, mi-ați scris foarte multe comentarii, dar cum spuneam, pe lângă faptul că simt că nu mai scap de coșuri în partea asta, o să venim acum cu produs de conturare și ele oricum se vor vedea în continuare. Să vedem. Ce o să iasă? Rălucincă. Nu cred că mă încântă vreodată de corectorul ăsta. Chiar mi se pare prea galben, așa că pe cameră se vede. E galben bine. În fine, hai că vedem noi la coadă. Îl lăsăm așa și vedem când o fi să corectăm ochii. Super! Acum trecem la sprâncene și eu o să-mi fac sprâncenele mai întâi de toate cu Wow Brow de la Melchior. Este în nuanța medium și din câte știu mai am și o nuanță deschisă pentru blonde. Asta e pentru brunete. Și doar așa un pic cât să fixăm firele pe loc. Mai departe o să-mi fac sprâncenele cu kitul ăsta de la Oriflame, care arată groaznic, dar în fine, practic, pur și simplu umplu pe unde trebuia să mai iau eu niște fire, dar au decis să-și ia vacanță și nu s-au mai întors din vacanță pentru că nu mai cresc, aparent. Hai să încercăm să corectăm puțin marginile cu corectorul ăsta de la Sephora. O să folosim primerul ăsta pentru pleoape, care se numește Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Original. Și îl voi pune cu pensula cu care am aplicat și concealerul. După care o să trecem la o mică conturare a ochilor, ca să putem să facem pe acea bază machiajul. Da, simplu ca bună. Pentru această conturare eu am să folosesc MAC Face and Body Foundation în nuanța N9, care este un fond de ten în principiu pentru brunețele. Deci nu cred că aveți eu de ce să vă achiziționați această nuanță, ca să înțelegeți, arată cam așa. Deci chiar pentru brunețele. Și eu o să îl aplic forma care îmi trebuie mie pentru ochi. Cum vă măsurați ochii ca să faceți
un machiaj ascendent. Indiferent de forma ochilor, că e descendentă, că e ascendentă, că mai știu eu cum, o spirotare se face în felul următor. Țineți capătul pensulei în partea asta a nasului. Hai să o facem celălalt cap primul dar. În partea asta a nasului, da? Exact aici, puțin deasupra nării, sau mă rog unde este pavilionul ăsta a nării, uniți pensula cu colțul exterior al ochiului, da? Și vedeți cam care este direcția. Vedeți, da, care e direcția dintre colțul exterior al ochiului, unde se duce linia. E, în forma asta, o să aplicăm și noi acest produs. Și ne ducem ușor spre interior, fiind un fond de ten atât de lichid, mă rog, atât de lichid, cred că nu-i corect, atât de hidratant și de lejer, puteți să lucrați foarte ușor cu el. Încercăm pe cât posibil, da, să nu lăsăm pete, dar dacă se întâmplă să mai fie, asta e, oricum venim cu alte produse peste. Acum vă invit să vă alegeți un produs de conturare a feței, pentru că vom avea de nevoie de așa ceva, de această nuanță, ca să conturăm și ochiul. Și eu folosesc aici Hula de la Benefit, o să iau puțin produs de aici și vin cu el în pliul ploapei. Practic, asta este culoarea noastră de tranziție, dacă putem să-i spunem așa. Și cu ea venim și întărim fondul de ten pe care l-am pus în formă de corector mai devreme. Deci acum este cazul să corectați orice fel de linie neestompată în cazul în care ea există. Dar de asemenea să aveți grijă că produsul pudră fixează produsul cremos. Deci dacă aveți patch-uri pe undeva sau arată cumva inestetic, trebuie să întindeți foarte bine produsul înainte să veniți cu această pudră. Mi-am dat seama că atunci când mă machiez eu singură, gen, fără să vă filmez, să vă arăt vouă, fac cele mai dubioase fețe din lume. Și când trebuie să fiu la cameră, sunt toată să nu trag de față, să nu știu ce să nu fac, arată super dubios. Gata, Denisa, cred că te-ai dus cu fardul ăsta destul de departe. Și ca să mai îndulcim un pic lucrurile, o să folosesc acest fard de la Melchior, care este o nuanță foarte frumoasă. Nu știu de ce arată așa în pen, arată ca unghiile mele, dar ea este mult mai portocalie în realitate. Și haideți să o aplicăm și să vedeți cum arată. Asta este o pensulă de la Rulo Beauty R6, sau mă rog R06. Care eu am luat-o prin intermediul școlii de make-up a Dianei Ionescu. Cred că cât de curând vom începe din nou cursurile acolo, așa că stați cu ochii în patru pe Instagram să vedeți ce facem noi acolo, pentru că acolo postez în principiu cele mai updatate chestii, gen chiar din momentul ăla. Ei bine, și cu fardul ăsta, că am uitat să vă spun, veniți și îl puneți în pliul ploapei, dar nu vă duceți cu el în sus, pentru că deja avem fardul ăsta de tranziție. Mergem cu el cumva estompat în jos. Coborâm, bineînțeles, și pe ploapa fixă de jos și acum arăt de parcă m-a bătut cineva. Dar lucrurile se vor schimba, nicio grijă, mai încolo o să arăt de parcă m-au bătut mai multe persoane. Și așa cum vă imaginați, acest proces de blending ar putea să dureze câteva minute, o oră, poate chiar toată viața. Dar dacă mă urmăriți pe Instagram, acum trebuie să blendez un pic aceste două culori împreună cu pensula pe care am folosit-o mai devreme pentru nuanța de tranziție și asta este 14108 de la Melchior, o pensulă foarte mișto pentru blending și cred că este undeva la 30 de lei. Deci e o pensulă de ieftină și e foarte ok, puteți să o încercați și voi. Vă ziceam de Instagram, nu știu dacă mă urmăriți acolo, dar dacă mă urmăriți, probabil ați văzut că am făcut o mică obsesie pentru Holocaust. Trec la nuanța asta care este un coral, de fapt nuanța se numește nuanța coral și iau aceeași pensulă de mai devreme și o intensific puțin în pliul ploapei cu ea. Așa, și vă ziceam că am făcut o obsesie pentru Holocaust. M-am uitat acum 3 sau 4 săptămâni la The Pianist, Pianistul. Este un film pe care vă invit să-l vedeți, chiar mi-a plăcut super mult. Deși am vrut să-l opresc de vreo două ori pentru că mi se pare foarte dur. Am înțeles înapoi că nu era chiar atât de dur pe cât a fost realitatea.
În orice caz, mi-a plăcut foarte mult filmul ăla și m-am decis să mă interesez un pic mai mult despre Holocaust, pentru că este urât să trăim într-o lume atât de ignorantă, având în vedere evenimentele de acum 80 de ani. Nu înțelegeți greșit, mie mi-a plăcut istoria în liceu, cei drept în general nu prea la liceu, chiar mi-a plăcut. Și eram destul de activă, în sensul că știu evenimentele din early 1900, adică ambele războaie și tot ce s-a mai întâmplat înainte. Dar cumva la momentul respectiv mine nu m-a prea pasionat Holocaustul, așa că nu mi-am dat nu neapărat crizare, nu am dat atâta importanță. Însă, cu filmele astea, lumea mea s-a răsturnat puțin, cu susul în jos. Blend away. Așa, cu susul în jos, în sensul în care. Deci cred că m-am mutat la pianistul. Da, înainte să plec în Grecia. Asta se întâmpla, am plecat în Grecia pe 27, cred, iulie. E, uite, pe 27 iulie și până în cât suntem astăzi, 20 something, august, trebuie să vă spun că nu am făcut altceva decât să... Acum corectez cu un concealer, mai ridic un pic cu vârful ăsta, acum mi se pare că e un pic orientat în jos. N-am făcut altceva decât să mă uit la filme despre Holocaust. Și am văzut o serie, am citit și cartea Jurnalul Anei Frank și mi-am dat seama cât de fraieră sunt și cât de rău îmi pare că eu când am fost în Germania, în Olanda, nu m-am dus în Amsterdam la casa Anei Frank. Cei drept am trecut pe lângă ea, însă era o coadă, nu știu ca ce să vă zic, dar erau peste 300 de persoane la coada aia și am zis că nu, am 2 zile de stat am o singură zi de stat în Amsterdam, nu pot să-mi o petrec pe toată la coada, așa că am renunțat. Dar acum îmi pare rău și cred că aș vrea să mă întorc acolo, măcar, adică pentru asta sigur o să mă întorc acolo. Vă arătam și paleta asta de la Melchior pentru ochi căprui și o să folosesc nuanța asta de aici, de mov, cu aceeași pensulă. Și o pun în colțul extern al ochiului. Așa. Vă ziceam că... Mă rog, scurt pe 2. Ideea este că mie nu vine să cred câte orori s-au putut întâmpla în perioada aia. Nu vine să cred câte chestii au trebuit să îndure niște oameni pentru un conducător absolut nebun. Sunt convinsă că avea și el ideile lui și că lucrurile astea cumva au fost ghidate din mai multe părți. Dar să sperăm că nu se vor mai repeta. Mă uitam zilele trecute la Life is Beautiful, pe la vi l-am arătat și pe Instagram în câteva secvențe și m-a tot întrebat ce film este ăla, este Life is Beautiful. Și dacă voiam să vă zic că dacă mai aveți voi sugestii de astfel de filme, deși eu oricum sunt pe internetul verific tot ce se poate. Vă invit să le lăsați în secțiunea de descrieri. Băi, mie îmi place foarte mult cum arată combinația asta, nu? Nu e așa ca răbătută? Mi se pare că ne-am dus cam mult și pentru asta o să vin și o să mai șterg puțin din el imediat ce terminăm acest machiaj. Pentru partea din interior o să vin cu un eyeliner glitter de la SheStyle Zone peste care o să punem Urban Decay Space Cowboy, care este un fard din gama Stardust. Aș vrea la un moment dat să fac un clip cu toate nuanțele din gama Stardust, pentru că mi se par niște produse pe care nu, al căror finish nu îl găsiți peste tot. Așa că e foarte tare de menționat. Care arată. Și acum, când o să punem și acest Stardust, o să fim amazed. Now this looks nice. Și venim și jos cu aceeași combinație de farduri. Și acum că vă ziceam că vreau să intensific ceva mai mult colțul extern al ochiului, o să folosesc fardul ăsta de la Makeup Forever, care nu știu ce nuanță este, pentru că s-a șters de pe spate, dar este în principiu un negru mat, care are un grad de pigmentație foarte, foarte bun și se vede foarte bine. Este evident că trebuie să și estompăm acest negru, nu? Personal, mi se pare o alegere cam încărcată pentru un machiaj de mireasă, însă sunt persoane care
poartă așa ceva și care se simt foarte bine cu un asemenea machiaj și nu văd până la urmă care este problema în a te machia așa în ziua anunții tale. Bineînțeles că există și discuția aceea despre ținută atemporală, în care practic îți alegi o rochie de mireasă și un machiaj care să arate bine și să fii mulțumită cu, și cu rochia și cu machiajul și cu coafura oricând ai privi acele fotografii, însă până la urmă este vorba de o singură zi din viața voastră și contează foarte mult să vă simțiți voi bine, lăsați prejudecățile la o parte. Până la urmă nu are nicio relevanță. Ce crede bunica, mama, soacra, sora? Contează ce credeți voi și dacă vă simțiți voi bine și deja cred că am luat-o pe cărări cu această discuție. Am să schimb corectorul și trec la paleta asta Mastercam de la Maybelline și o să iau un pic de concealer. Nu mai mult. Îl pun pe mână și hai să corectăm marginile acestei machiaj și să trecem mai departe. Nu e machiajul gata, deci nici pe departe să nu credeți asta. Ce curat de oglinda asta, o să folosesc asta. Dar în punctul ăsta putem să lăsăm așa puțin și ne vom întoarce. Vedeți, deja arată un pic altfel. Față de... Arată mult mai bine partea asta. Hai să facem să aici. Să fixăm produsul ăsta cremos și o să fac asta cu o pudră. Mai exact o să pun pudra asta de la Revlon Photo Ready, nu? Da, Photo Ready, în nuanța 010 Fair Light. Și o să fac asta cu o pensulă de genul ăsta. În mod normal eu... În mod normal eu setez pudra de sub, zona de sub ochi cu o pudră translucidă pentru că nu încarcă, nu colorează, pur și simplu fixează și matifiază tot produsul acolo. Dar, de data aceasta, o să punem o pudră colorată pentru că atunci când fac un machiaj de genul ăsta, eu simt nevoia ca și zona de sub să fie... cât se poate mai, cât se poate decurat așa, ca și cum ar fi airbrushed. Am ceva cu expresia asta, că mai folosit-o cred o dată în clipul ăsta. Airbrushed peste tot. Da, și o să pun pudra asta fix peste tot. E evident, nu o pun peste tot, pentru că trebuie să mai aplicăm alte produse cremă, pudră peste. Și tot cu această pudră și cu o pensulă de blending, am să vin și am să mai stilizez puțin marginile de aici, de sus. Ideal ar fi ca pensula cu care faceți treaba asta să fie una curată sau cât mai curată sau să o curățați puțin înainte. Ar trebui să fac și eu. Acum o să folosesc kitul ăsta de la Make Up For Ever și nu mai scrie altceva pe el. Scăpăm de exces și ne apucăm să conturăm fața, pentru că eu am fața pătrată și se vede asta... De la 30 de poște, am să vin să conturez întâi lateralele și eu fac asta ca să mai ridic puțin pomeții, da? Pornesc întâi de lângă păr și vin cu el spre centrul feței. Nu vreau să conturez în jos pentru că asta înseamnă că îmi dau pomeții și mai jos. Vreau să îl estompez în sus. Acum urcăm tot pe linia părului ca să facem conexiunea cu ce o să estompăm, cu ce o să conturăm sus. Vedeți că linia părului la mine este efectiv pătrată, așa că o să trebuiască să tăiem din colțurile astea ascuțite. Prin a pune aici o umbră, mai punem aici o umbră. Asta de la Make Up For Ever este și el un produs din, nou din toamnă. Și acum vreau să conturez eu și aici jos, am vedeți eu. Mă rog, cât de cât pătrat. Așa că trebuie să tăiem puțin din marginile astea. Și în principiu veniți și pe aici, ca să conturați puțin linia maxilarului și pe gât și mai subțiați puțin gâtul.
dar am făcut treaba asta cu această pudră de conturare și acum o să completez totul cu hula de la Benefit, pentru că ziceam că asta e pudra principală cu care ne vom contura fața, ca să fie același lucru cu pudra noastră de tranziție, care oricum ați ghicit, nu se mai vede. Și o ultimă chestie de conturare este nasul. Aplicăm și un pic de blush și o să folosesc blush-ul ăsta de aici din dotare, care nu știu să vă zic ce blush e, dar hai să încercăm să aflăm. Blush-ul ăsta este Artist Face Color B210. E interesantă această palețică pentru că se desfac chestiile astea, uite. Are aici un gaură, bag pe aici sfatula și iese pastiluța. Adică puteți să faceți paleta asta cu ce orice alte produse vreți voi. Blush-ul îl puneți din produsul de conturare înspre pomete, dar el trebuie să fie cam pe aici, în principiu, concentrat. Așa că o să vin de aici și efectiv îl șterg în obraz. Isn't that cute? Mi-a aștept să văd în comentarii pe cine mai copiez cu expresiile din acest video. Îmi pare rău că am zis asta, dar chiar nu puteam să mă abțin. Mi se pare că de câte ori fac un video mi se spune că, virgulă, copiez pe cineva, ceea ce în prima parte mă amuză, în a doua parte mi se pare deja too much, adică nimeni nu a inventat roata de două ori. Toată lumea folosește expresii de la toată lumea, așa că nu văd rostul comentariilor de genul. Ceream o țintă. Și acum că ai iluminator, o să folosesc iluminatorul ăsta de aici. Hai să vă zic și ăsta ce iluminator este. Poate rup paleta. Doamne, Denisa, poate rup paleta. Am băgat spatula în iluminator. Nu e nimic, e foarte puțin. N-am demergit-o chiar atât de rău. Hai că a ieșit. Așa, iar acest iluminator este tot Artist Face Color H106, probabil Highlighter 106. Și îl am de câteva zile și l-am strigat. Felicitări! Bun, iluminatorul se aplică pe punctul cel mai înalt al pomentelui. Am văzut iluminatorul mai frumos, dar tu ce-i drept? Păi e trecut și ăsta, nu zic nu. Pe vârful nasului și pe puntea lui, dacă putem spune că asta este puntea nasului, nu? Poate încurc. Aici, un pic, așa. Mă întorc foarte puțin la ochi, iar pe linia apei voi pune un concealer cremos deschis la culoare. Punem mascara, eu folosesc aici Push Up Angel de la Maybelline. Pentru că genele mele false au decis să cadă și eu am decis să nu mai duc la întreținere, o să pun un pic de accent în colțul extern. Mai vin cu o tură de mascara, pentru că vreau să se unească foarte bine genele astea pe care eu le-am pus acum cu albele. Acum mi-am desfăcut părul și trecem la ruj. Eu o să folosesc întâi nuanța 932 Clay Crush de la Maybelline și este din gama rujurilor mate, probabil ați văzut deja. Și cu ea am să-mi fac și un efect de mărire al budelor. Mie îmi place foarte mult cum arată așa, dacă voi vreți să mai adăugați un pic de volum în centrul buzelor, puteți să puneți un ruj mai deschis. Eu o să-l folosesc pe ăsta de la PS Silky Matte și el este în nuanța 706, scrie pe el, altceva nu mai văd. Da. Bun, și ăsta este machiajul fetelor, sper că vă place, mie îmi place foarte, foarte mult cum arată și abia aștept să fac câteva poze să vi le arăt și pe Instagram. Mai mult decât atât, vă invit pe blog pentru mai multe fotografii, așa că până data viitoare vă invit să-mi scrieți comentarii și ne auzim sau ne scriem de fapt pe Facebook și pe Instagram și pe denisasimau.ro. Pa, pa!